În plin război, în 1941, apare Istoria literaturii române de la origini până în prezent a lui George Călinescu. Pe atunci Călinescu era profesor la Iași și avusese la dispoziție 3 luni concediu cu plată ca să supravegheze tipărirea în condiții excepționale a lucrării sale. Această carte nu este una obișnuită. Ea dovedește că literatura română există. Este un fel de arca lui Noe pe care George Călinescu a salvat tot ce era mai de preț în literatura română. Și momentul era foarte bine ales, pentru că tot în 1941 România intră în vârtejul celui de-al doilea război mondial. Pentru țara noastră este începutul sfârșitului. Pentru literatura română urmează o perioadă cu totul nefavorabilă. Dar George Călinescu, cu prezența sa plină de vitalitate și de inteligență, contribuie la salvarea literaturii în aceste împrejurări. George Călinescu nu era un profesor universitar obișnuit. La cursurile sale veneau nu numai studenții de la litere, dar și de la alte facultăți, dar veneau și oameni de pe stradă. Cursurile sale erau un adevărat spectacol. El transmitea un fel de frenezie și de bucurie în raport cu literatura. Literatura nu se transforma așa cum se transformă, din păcate, astăzi, la unele lecții de limba și literatura română, într-un fel de ședințe plictisitoare. Prin această atitudine față de literatură, George Călinescu făcea o operă de educație estetică. El a fost nu numai un profesor al studenților, ci și un profesor de estetică al întregii națiuni. În numai 2 ani după război a fost îndepărtat din postul de profesor și în locul lui a fost adus un obscur stomatolog care peste noapte a devenit profesor universitar. Dar asta trebuie subliniat, George Călinescu a continuat să-și îndeplinească menirea de profesor prin ceea ce scria, prin ceea ce vorbea, prin toate manifestările sale publice. Sunt unii comentatori care deplâng așa numitul colaboraționism al lui George Călinescu. Această acuzație este nejustificată, pentru că un scriitor vorbește publicului nu prin ceea ce spune, ci prin modul cum spune. Literatura este un mesaj meta-enunțiativ. Deci nu contează numai ceea ce spui, contează și modul cum spui. Și Călinescu, indiferent de ceea ce spunea, o făcea atât de inventiv, într-un mod atât de exuberant și cu atât de multă capacitate de seducție, încât pur și simplu îndemna, instiga la nerespectarea conformismului pe care îl impusese Partidul Comunist. Așa zisele cedere ale sale sunt de fapt foarte mici concesii făcute mai mult parodic. De fapt, George Călinescu parodia concesiile făcute Partidului Comunist. Chiar se juca cu inima activiștilor de partid. Ca deputat în Marea Adunare Națională a rostit odată o frază care i-a făcut pe toți să înghețe și anume a spus: nu numai capitaliștii vor război, ci și comuniștii vor război. Și în momentul acela toată sala a încremenit, crezând că el insultă comunismul. Și a continuat: da, și comuniștii vor război. Vor război cu ignoranța, vor război cu sărăcia. Se juca și acest spirit ludic, această inteligență niciodată supusă de către cineva, a constituit o lecție de estetică dincolo de ceea ce a fost câteodată obligat să spună George Călinescu. George Călinescu era de părere că un geniu nu poate deveni personaj de roman. A făcut această afirmație atunci când a comentat încercarea lui Cezar Petrescu de a face din Eminescu personaj de roman. Dar el însuși a dezmințit această teorie, făcând din bietul Ioanide, atributul este ironic, bietul, de fapt fericitul Ioanide, făcând un personaj de roman, într-un roman publicat în plină perioadă proletcultistă în 1953. De asemenea, în Scrinul Negru, alt roman a apărut în 1960, a vorbit despre protipedada țării. Ideea lui Călinescu era că un geniu nu este reprezentativ și că mulțimea de cititori nu se recunoaște într-un geniu, pentru că geniul este unic, reprezintă un accident și nu reprezintă o categorie. Însă s-a înșelat, pentru că, din fericire s-a înșelat,
pentru că în actul creației se recunoaște orice ființă omenească, chiar dacă nu are geniu, dar are aspirația către creație. Și în arhitectul Ioanide se poate recunoaște fiecare dintre noi. Romanul este scris cu multă fantezie și nu este numai un roman, ci și un joc de-a literatura. La George Călinescu mereu se întâmplă aceasta. Se produce un fel de transfer între teoria literaturii și literatură. Literatura sa este și o lecție de literatură, este și o demonstrație de literatură, exact cum pretind că fac postmodernii din vremea noastră. Putem seziza acest transfer și în poezia sa, Din laudă lucrurilor, volum apărut în 1963. Vă citesc un foarte scurt pasaj teoretic despre diferența dintre apă și aer și apoi vom vedea cum într-o poezie este ilustrată această idee. Noi, zice Călinescu, în universul poeziei, de multă vreme nu mai percepem aerul și ca atare n-avem nici senzația justă a apei. Pentru peștele din mare, apa e un aer inspirat și respirat, pentru noi vizibil și tot deodată oribil prin densitatea lui. Dar peștele care eșuează pe uscate speriat de sicitatea aerului nostru, care pentru el e o apă corozivă arzând viscerele. Marea este într-un cuvânt atmosfera ființelor acvatice, aerul este oceanul nostru, o teorie splendidă. Dar iată acum și poezia corespunzătoare acestor idei. Fluid, subtil, indiscernabil aer, tu dintre începuturi element, pământul în flăcări aliment, când s-a stârnit primordialul vaier, prin guri de pești sorbim această apă, pe fundul tău căzuți ca într-un ocean, cu valul uriaș și diafan, din care sufletele vii se adapă. Este o mare concentrare de inteligență în textele lui George Călinescu și în calitate de cititori, în timpul cât citim, ne simțim și noi mai inteligenți.